avem în cetate un spațiu de 5.000 de metri pătrați. Continuă lucrurile, se elucidează tot ceea ce este de elucidat acolo, din păcate sunt niște blocaje fantastice. Încercând să mergem în paralel atât cu lucrările din muzeu, cât și din cetate, cât și cel de la garnizoane. Garnizoanea încercând să o amenajăm în continuare pentru sediul administrativ al tuturor instituțiilor care astăzi stau răspândite în oraș și oarecum am ușura sarcina celor care au de lucru la instituții ale statului, atât în ceea ce înseamnă spațiile de parcare, cât și ceea ce înseamnă apropierea lor și economisirea de timp și energie din partea cetățenilor. Intenționăm să finalizăm lucrările până la sfârșitul anului 2015, în așa fel încât 2016 să fie un an în care să putem folosi ambele sedii. Sigur că mai este un aspect de lucidat, de precizat, practic. 5 ani de zile nu se poate schimba de stăpânul, să spun, locație în cetate. Peste 5 ani putem vorbi de o trecere în proprietatea Consiliului Județean la ceea ce este acolo. Deocamdată, până când trec cei 5 ani, termen în care sunt fixate aceste lucruri în contractul de lucrări și în alocarea fondurilor europene acolo, după 5 ani putem vorbi de trecerea în proprietate către Consiliul Județean. În vara anului viitor se vor încheia, sau ar trebui să se încheie, lucrările de reabilitare a Palatului Princean din cetatea Oradea. Destinația inițială a acestor spații erau doar parțial de muzeu. Dar într-un rău este și un bine. Pentru că amânarea mutării muzeului în fosta garnizoană a fost o oportunitate pentru a lua o decizie, spun eu, corectă pentru municipiul Oradea și județul Bihor, atât din punct de vedere al punerii în valoare a atracțiilor pe care le are acest areal, iar cetatea Oradea, prin ceea ce reprezintă, prin zidurile cetății, dublată de exponatele din interior, exponatele Muzeului Țării Câșilor, potențează deci această atracție. Și, de asemenea, este o decizie corectă pentru modul în care cheltuim banii publici ai orașului și ai județului Bihor. Dintre ce înseamnă să suporți cheltuieli cu spații foarte mari, care sunt disproporționate, cum ar fi fost clădirea garnizoanei, ca spații muzeale, pentru ceea ce înseamnă acest areal, pentru piața de turism și pentru piața muzeală dintr-un oraș de 200.000 de locuitori. Această decizie, dacă ea va fi susținută de plenurile celor două consilii, va fi urmată, așa cum a spus și domnul președinte, de revizuirea documentațiilor tehnice, pentru că în cetatea Oradea va trebui să revizuim aceste documentații. Anumite utilități, de exemplu zona de ONG-uri, vor trebui relocate. Va fi responsabilitatea primăriei Oradea să asigurăm aceste aprobări și reproiectarea. Apoi va trebui să instalăm aparatura necesară menținerea microclimatului pentru muzeu. Oricum, acest lucru trebuia făcut în clădirea fostei garnizoane. Nu se va mai face acolo, ci se va face cu cheltuieli mult mai mici în cetate, pentru că spațiile sunt incomparabil mai mici. Și în felul acesta, dacă toate lucrurile sunt în bună regulă, am putea avea cetatea Oradea la începutul anului 2016 ca un magnet turistic pentru orădeni, pentru turiștii români și pentru turiștii maghiari,
care sunt interesați să cunoască istoria acestor locuri și frumusețile acestui oraș.